Salutare, pitici! Povestea din această seară se numește Găina care a adus pe lume o văcuță. A fost odată ca în povești, la ferma ouălor pestrițe, în vârf de deal, un alt hambar din lemne învechite. Luna și stelele pe cer străluceau, iar viețuitoarele în culcușuri de paie stăteau. Aceasta este ferma ouălor pestrițe. Cu toate eram încântate, nimeni nu putea dormi, fiindcă pe doamna găină, în cuibul său, o putea urmări. Cum încălzea 4 ouă bine pitite în paie, așteptând puișorii din ele să iasă făcând hărmălaie. Doamna găină aștepta să ciocnească cele 4 oușoare. Dar deodată doamna găină, cartea din gheare scăpă, sărind din cuibar când micuțele ouă mișcară, tremurând, legănându-se, puișorii se eliberară. Piuind, erau galben și pufoși ca niște ghemotoace de lână. Dar când ultimul ou se crăpă, chiar înainte de a ieși puiul din el, ceva ciudat se întâmplă. Ce cu acest cap mititel? Prin crăpătura oului se vedea ceva ce nici galben nu era, nici pufos, și arăta altfel decât găina se aștepta. Avea pete albe și pete negre. Era dubios. Au ciocnit toate ouăle, da? Cele trei ouă erau gălbioare, se vedeau puișorii ghemotoace de lână galbenă, doar că cel de-al patrulea avea pete albe și pete negre. Era ciudățel, era ciudat. Animalele lângă ou de grabă s-au strâns și, mirate în șoaptă, și-au spus: ce-ar putea fi? Cu ce avem de-a face? Calmați-vă, le-a zis porcul, fiți pe pace, mai bine am ghicit ce a ieșit din această găoace. Cocoșul fu primul: chiar că îmi place jocul, m-am uitat înăuntru și vă spun al cui este ciocul. Din ou, mai multe păsări am văzut zburând ieri pe seară, iar puiul acesta nu poate fi altceva decât o coțofană. O coțofană? S-a zburluit găina din aripi bătând. Acestor păsări le plac bijuteriile strălucind. O să avem numai ceainice, foarfece și inele în cuib. De-i o coțofană atunci n-o să vă prea văd dormind. Ca să adormece mai bine, porcul se apropie. Piu, ce duhoare de mlaștini și cox! Ce o să mai dăm la învârtit? În ouă ăsta se află pătat în alb și negru un... Ce credea că porcul că este un? Scons! Cu toți au început să râdă de porc. Nu cred că știe. Duhoarea de mlaștini din vârful râtului său vine. Dar doamna găină era calmă și spune privind către coajă: Doamne ajute, rosti fără să clipească, puiul meu nici când n-o să duhnească. Nu-i nici o coțofană, nici scongs, le spuse rața zâmbind. E o pasăre ce-mi seamănă, dar de un tip diferit. N-arătăm chiar la fel, nici geamănă noi, dar puiul acesta, vă spun, pare străin, nu-i altceva decât un gras. Ce credea rața că este un? Pinguin! Un pinguin? Strigă pe dată găina. Spune-mi că minți! Și lacrimi și roaie curgeau pe obraz. Pinguinilor le place să schieze, le place gheața rece. O să ai nevoie de haine groase, cu asta nu-i haz. Aiurea, îi luă în râs pisica lângându-și lăbuța. Eu știu ce-i înăuntru și sigură de asta. Am auzit în port pescarii șușotind. Ascultă aici, găină, ți se înfioară creasta. Acolo nu-i nicio coțofană, nici vreun scongs, nici pinguin. Ideile astea sunt proaste, tare și absurde. E simplu, le spuse calm pisica, ușor lacrimogenă. În nou pătată cu alb și negru este chiar o balenă. O balenă, găina suspină. Dumnezeule, Doamne, cum moare voi spăla eu cu un puiuț atât de mare? O zi întreagă mi-ar lua numai să-l curăț puțin. Și în cada noastră mică mă întreb cum am să-l țin. Ce fraieră ești, mățo,
îi spuse câinele pisicii. Nici coțofană nu-i, nici sconx, nici pinguin și nici balenă. Răspunsul e simplu, a zis mijindu-și ochii ca un manciurian. Puiul stimabilei doamne găină nu-i decât un dalmațian. Dar cățeilor le plac oasele, aleargă după bețe, au botic bălos, năsucul umed. Cum l-am putea învăța noi să alerge? Un cățeluș e greu de crescut, cred. Se apropie apoi și capra, oul să-l vadă. Nu e câine, ăștia te tachinează. Să lăsăm prostiile și să mergem toți la năniță. Chestia asta alb cu negru e doar o pufoasă oiță. Vrând să-și facă o idee, doamna Wyan înaintă. N-am văzut la ferma noastră așa oiță nici când, dar la o privire atentă un indiciu i-a găsit. Îi pică pe dată fisa și începu a le vorbi. Coțofană nu e sigur, sconx nici atât, nu-i nici pinguin, balenă, câine nu e, nici oiță, cu o coadă lungă de lână, are păr, taină o voi elucida. În ou acesta e un mare urs panda. Un urs panda a îngăimat găina. Nu cred că așa-i. Eu nu mănânc bețe de bambus și nici nu rot frunza. Asta e o catastrofă, pur și simplu nu-i cinstit. Cum vom face față ursului cu care ne-am pricopsit? Apoi iepurele, care se odihnea într-o cutie de lemn, pe potea, și-a mintit de un amic al domnului vulpe, ce aducea puțina urs de la munte. Avea pete albe, pete negre și toată ziua dormea, iar noaptea vâna. M-am prins, iepurile a strigat. Oare melci mănânci? Va trebui să-ți aduc, pentru că puiul tău, doamnă găi, e un bursuc. Scârbos, găina a zis, niciodată melci n-am mâncat și nu m-aș băga prin tuneluri pe care puiul meu le-a săpat. Apoi s-a întristat și a rostit cu glas frânt. Cum voi putea oare să trăiesc sub pământ? Presupuneri stupide, a zis cu un glas muzical lăudăros, îngânfat tânărul domn cal. Se apropie de ou și dintr-o căutătură zări dungi albe negre prin crăpătură. Dacă nu mă înșel și cred că n-o fac, puiuțul are ceva de căluț și gata să meargă la trap. E ca un măgar, dar ceva mai de soi, cam ca Debora, verișoara-mi celebră. Felicitări, doamnă găină, aici ai o zebră! O zebră, răcni găina cam aeriană, dar zebrele trăiesc în savană. Acolo sunt leii cei apeci, ulcoamele sure. Cine un trai ca acel ar putea să îndure, mereu pe fugă sau cina vreunei fiare nebune. Ia liniștește-te, a zis atunci taurul, ridicând cuibul galben ca aurul. Nimeni n-o să mănânce la cină pulpițe de pui, pulpițe sau piept de pui. Nu-i coțofană și nici conx nu-i, nici pinguin ori balenă, nici oaie ori câine, jucându-se cu coada în țărână. Nici panda nu e, nu-i nici bursuc sau vreun neghiob cal cu dungi. N-are rost să mai plângi. Răspunsul e la fermă, aici. Nu sigur de ce și nici nu știu cum, dar crede-mă, puicuță, din acest ou micuț va ieși o văcuță. O văcuță, găina se plânse. Oare cum va fi când va ieși din găoace? Închipuiți-vă mizeria și căcuța pe care văcuța le face. Așa că doamna găină începu să bocească, iar puiții plângeau și ei fără ca nimeni să-i liniștească. Astfel cu toții pe rând încercară să facă taina deslușită. Puiuții s-au agitat plângând, iar doamna găină era răvășită. Jocul se terminase de acum, dar cum s-o scoată la capăt, nu știau nici cum. Săraca doamnă puicuță avea acum o văcuță. Dar în zarva aceea mare, oul se mișcă iar ca prin vrajă. Toți adunară în jurul cuibului de paie să vadă cum văcuța va ieși timid din coajă. Apoi, cu o trosnitură, legănatul se opri. Coaja oului se sparse și afară țup, sări, cranț trosc.
Ieșea puiul din ou. Un drăgălaș pui de găină. Nu era bălai ca ceilalți, dar ce contează, măicuță? Era frumușel și altfel, bine că nu era văcuță. Puii s-au adunat fericit nevoie mare să-i ureze bun venit micului cu pete albe. Mămicuța a zis apoi, e timpul de îmbrățișare și îi luă pe toți sub aripi, stringându-i la pieptare. Fiindcă toate s-au terminat cu bine, a zis domnul Cal zâmbind, ar fi bine ca noaptea aceasta să o petrecem dormind. Mută-te mai la o parte, glumigă oaia obosită și cu toți în râs pufniră, după care adormiră. Sfârșit! Aceasta a fost povestea găina care a dus pe lume o văcuță. Somn ușor, pitici!